Doamnelor, domnilor, urmează știrile din sport prezentate de colegul meu, Mihai Burciu. Bună seara, Mihai! Bună seara, Stella! Campionatul de fotbal al Moldovei este aproape de final. Ne spui cine va juca meciul, care va stabili noua campioană? Desigur, bine ai spus și tu, este aproape de final, deși s-a disputat ultima etapă a campionatului, nu ne cunoaștem încă campioana, astfel încât vom avea parte de un meci de aur între Dacia Chișinău și Sheriff Tiraspol, astfel încât cei de la Dacia au șansa revanșei în fața tiraspolenilor după ce au mai pierdut un meci de aur tot în fața tiraspolenilor. Vom vorbi și ce s-a întâmplat în alte campionate din Europa, unde deja se cunosc unele campioane. Vom mai discuta astăzi și despre tenis și basket. Bine v-am găsit! Titlul de campioană în divizia națională se va decide din nou în urma unui meci de aur. Dreptul de a juca cu titlul pe masă l-a obținut Sheriff și Dacia, care au obținut victorii în ultima etapă a campionatului. Dacia a învins pe saxan cu desturi emoții în deplasare, scor 3-2. Sarmov, Dublă și Isa au marcat pentru Lupii Galbeni, iar pentru gazde au înscris Eza și Mamah autogol. Într-un alt meci, Sheriff s-a distrat pe terenul lui FC Ungheni, scor 6-0. Eroul Vespilor a fost Ricardineu, care și-a trecut în cont un hat-trick. Alte reușite au aparținut lui Baiala, Damașcan și Negru autogol. Astfel, Dacia și Sheriff au acumulat câte 69 de puncte și, conform regulamentului FMF, titlul de campioană se va decide în urma unui meci suplimentar, care va avea loc pe 30 mai la stadionul Zimbru. Podiumul diviziei naționale a fost completat de Milsami, care a dispus pe teren propriu Dezarea cu 2-0. Racu și Boiciuc au înscris pentru Orcheieni. În alte partide din ultima etapă, Dinamo Auto a remizat cu Zimbru, scor 1-1, iar Speranța și Academia s-au anihilat reciproc 0-0. Echipele Liceului Sportiv Vaslui și Juniorul Suceava au devenit câștigătoarele celei de-a doua ediție a turneului internațional MyCup Moldova. Postul de televiziune Noroc TV a fost partenerul media al competiției, la care au participat 20 de echipe din România, Republica Moldova și Ucraina. În categoria competiției la care au participat copiii născuți în anul 2003, formația LPS Vaslui a dispus de Juniorul Suceava la loviturile de departajare cu scorul de 3-2. Echipa antrenată de Ionuț Chiochiu și-a apărat astfel trofeul cucerit la prima ediție a turneului. Adversarii, deci, foarte puternici, din școli de fotbal foarte bune, atât cei din Moldova cât și cei din Ucraina. Echipe foarte bune și benefic pentru competiție, va crește nivelul. Iar pe viitor, eu zic că asta va duce la progresul individual și combinat colectiv al copiilor. Poziția a treia a revenit selecționatei Federației Moldovenești de Fotbal. În categoria anului 2004, câștigătoare a devenit Juniorul Suceava, care a trecut de Dacia cu scorul de 2-1. Locul 3 a revenit tinerilor fotbaliști de la CSCT Buiucani. MyCup Moldova 2017 s-a bucurat de un adevărat succes, iar la ediția viitoare, organizatorii speră ca numărul de echipe participante să crească. Rostovului Alexandru Gațcan a ratat participarea în cupele europene după ce a pierdut inexplicabil în deplasare cu echipă retrogradată în eșalonul inferior. Artur Ioniță a dat un nou gol în Serie A. Gațcan a disputat al 250-lea meci în campionatul Rusiei, însă Rostov a cedat surprinzător cu 0-2 în fața lui Orenburg. Vorobiev și Breiev au semnat sentința pentru echipa moldoveanului, care a rămas în afara locurilor ce duc în cupele europene. Victoria îi asigura lui Rostov poziția a patra, ultima, care permitea participarea în Europa League. În Serie A, Artur Ioniță a marcat un nou gol pentru echipa sa, Cagliari, care a cedat drastic pe terenul lui Sassuolo, scor 2-6. Internaționalul moldovean a înscris al treilea gol stagion în minutul 60, iar sardinienii au încheiat sezonul regulat pe locul 13. După meciul Moldova-Georgia din preliminarele campionatului mondial din 2018, Artur Ioniță va fi supus unei mici intervenții chirurgicale la piciorul drept. Real Madrid este noua campioană din La Liga sezonul 2016-2017 după ce a învins Malaga în deplasare cu scorul de 2-0. La revenirea în Madrid, Galacticii au sărbătorit titlul alături de fani în Plaza de Cibeles din centrul orașului.
După o pauză de 5 ani, Ronaldo și compania sunt din nou campioni în Primera Divizion. Încă din minutul 2 al meciului cu Malaga, Ronaldo a deschis scorul pentru ca după 10 minute de la reluarea jocului, Benzema să dubleze avantajul galacticilor, iar la Madrid a început fiesta. Fanii Los Blancos s-au adunat în Plața de Cibeles din centrul Madridului pentru a sărbători cel de-al 33-lea titlu, record absolut din istorie. Zidane, Cristiano Ronaldo, Ramos și compania s-au alăturat și ei petrecerii Blanco după zborul de la Malaga spre capitala Spaniei. Real trebuie totuși să-și încarce rapid bateriile pentru că pe 3 iunie urmează finala Champions League de la Cardiff cu Juventus. Podiumul Primera Divizion a fost completat de Barcelona și Atletico Madrid. Catalanii au dispus pe teren propriu de Eibar cu scorul de 4-2, iar trupa lui Diego Simeone a învins acasă pe Athletic Bilbao, scor 3-1. Fenerbahçe Istanbul a devenit prima echipă din Turcia care cucerește titlul de campioană europeană la basket masculin. Jucătorii de pe malul Bosforului au reușit să învingă cu scorul de 80-64 formația greacă Olympiacos Pireu. Susținută frenetic de spectatorii aflați în tribunele arenei Sinan Erdem din Istanbul, jucătorii lui Fener nu le-au lăsat nicio șansă rivalilor de la Olympiacos, triplă laureată a competiției în 1997, 2012 și 2013. Pivotul american al formației turce, Ekpe Yudoh, a fost ales cel mai bun jucător al finalei Euroligii după ce a contribuit cu 10 puncte, 9 recuperări și 4 asisturi la victoria echipei sale. În meciul pentru locul 3, CSKA Moscova a învins-o pe Real Madrid cu 94-7. Fenerbahçe a disputat și anul trecut finala Euroligii masculine de basket, fiind învinsă după prelungiri de CSKA Moscova, scor 96-106. Luptă aprigă pentru titlu în finala play-off-ului Campionatului Național de Basket Masculin. Alfa Basket și Basco Bălți vor disputa meciul 5, cel decisiv pentru a deschide campioana. În al patrulea meci, care a avut loc la finalul săptămânii trecute, Alfa Basket a cedat cu 58-62 în fața celor de la Basco Bălți. Cel mai bun marcator al învingătorilor a fost Eugen Nartov cu 19 puncte, iar la formația chișinăuiană, Eugen Șumeico a înscris 22 de puncte. Astfel, scorul general a devenit 2-2, iar partida decisivă va avea loc duminica aceasta. Medaliile de bronz în actuala stagiune au revenit basketbaliștilor de la Floarea Bender, care au trecut de Admirals UTM. Românca Simona Halep a ratat șansa de a cuceri al 16-lea titlu al carierei. Constanțeanca a pierdut finala turneului de la Roma după ce s-a accidentat în meciul jucat cu ucraineanca Elena Svitolina. Momentul cheie al meciului a avut loc la scorul de 5-3 pentru Simona în primul act, când românca a alunecat pe zgură și a suferit o întorsă la glezna dreaptă. Deși s-a impus în cele din urmă în primul set cu scorul de 6-4, problemele fizice ale lui Halep s-au accentuat pe parcursul meciului. După ce la finalul primului set a apelat la fizioterapeut pentru un masaj la glezne, pe finalul actului secund Simona a cerut un nou time-out medical în care i-a fost bandajată glezna. Svitolina a profitat de problemele Simonei și a trimis meciul în decisiv, iar Constanțeanca nu s-a mai regăsit și a comis foarte multe erori neforțate în ultimul act, permițându-i ucrainencei să câștige setul cu 6-1. Accidentarea vine într-un moment cu atât mai nepotrivit, cu cât Halep are doar o săptămână la dispoziție pentru a se recupera înainte de Roland Garros. Al doilea mare șlem al anului începe pe data de 28 mai. Cam atât din sport pentru astăzi. La revedere!